să fiți hotărâți în ceea ce v-ați propus, să aveți curaj în abordarea carierei, răbdare și modestie, pentru a urca gradual pe scara evoluției profesionale cu optimism și tenacitate, fiind convinsă că astfel o să vă realizați fiecare visul de a ajunge adevărat profesioniști ai dreptului. La acest ultim curs, care în mod paradoxal este și primul curs fără examen, la final, doresc să fac o scurtă recapitulare a temelor dezbătute la cursuri și seminarii și aș începe prin a evoca un vechi proverb care spune că pentru a se realiza în viață, un om trebuie să sădească un pom, să construiască o casă și să facă un copil. Un copac, sau poate chiar mai mult, am sădit împreună. În fel, fie materială, fie spirituală. De aceea, vă îndemn, iubiți mei, să nu vă lăsați poluați sufletește. Să fiți drepți și hotărâți, cinstiți și curați, moderați și gând, să fiți prieteni ai adevărului și vii pentru cei ce caută. Să fiți cei ce aplică legea, dar înainte de toate, cei care o împlinesc. Cele trei valori. Stimați profesori, dragi colegi, distinși invitați, am tot gândit ce să vă spun astăzi și până la urmă am ajuns la concluzia că ar fi un lucru bun să vă spun ceva care să rezoneze cu toți și cu fiecare dintre noi în același timp, pentru că fiecare are o personalitate distinctă, personalitate de care am avut ocazia să mă bucur de-a lungul acestor 4 ani. Totuși poate părea un pic ciudat să vorbesc despre individualitate în fața peste 200 de oameni îmbrăcați în robe și toci identice. Anul trecut pe vremea asta mi-a fost ceva mai ușor să vorbesc despre optimism din postura de reprezentant al anului 3, atunci când ne luam rămas bun de la colegii mai mari cu un an ca noi. Acum, sarcina mea este mult mai dificilă, pentru că astăzi ne luăm rămas bun fiecare în parte de la colegii alături de care am trăit emoția începutului facultății, a primului curs, a primului seminar, a primului examen. Momente de o reală bucurie, sau de o rară sensibilitate, atunci când ne-am despărțit de dragul nostru coleg Bogdanel. Momente care au șerpuit personalitatea fiecăruia în mod diferit. Poate acum e momentul să ne gândim că nimic din ceea ce putem obține ușor nu valorează mare lucru. Așa că astăzi privim cu alți ochi acele examene pe care ne-am zbătut să le trecem și ne gândim că vor constitui cunoștințe valoroase în viitorul apropiat, că școala nu este altceva decât o investiție în noi și în ceea ce vrem să fim, o valoare adăugată la cine suntem. De asemenea, când veți pierde din greșeală un contract important sau când clientul este după gratii, din nou, nu uitați să stați drept și să spuneți că a terminat la bani. Onorare prea mici sau taxe prea mari. În ciuda acestor mici inconveniente, aș vrea să vă reamintesc colegilor absolvenți că profesia de jurist poate avea și satisfacții, nu neapărat pentru salariile frumoase sau pentru prestigiul meseriei, ci pentru că avem ocazia de a face pe detectivii pentru aflarea adevărului, de a împărți dreptatea ca să o urmă și de a ajuta oamenii să deslușească voința legiuitorului. La examenele viitoare, fie ele de admitere în profesie, fie ele examene ale vieții, și să ne vedem cu bine în 2013. Vă mulțumesc! Mulțumim, Alin! Dacă vrei să înțelegi firea umană, reacțiile celor din jur și cât de importantă este comunicarea, dânsul te poate ajuta. Ne-a învățat câte puțin despre arta manipulării și metodele de seducție. Specialistul în comunicare și unul din profesorii mei preferați,
profesor universitar dr. Aurel Codovan. Impunător, plin de energie și deschis oricăror provocări ale studiului. Domnul profesor universitar dr. Gheorghe Boboș. Mereu carismatic și cu zâmbetul pe buze ne-a făcut să înțelegem cât de important este domeniul medicinii legale pentru orice jurist. Profesor universitar dr. Dan Persu Dumbrava. A reușit să ne facă să înțelegem că infracțiunile grave ale societății nu pot fi prevenite decât prin exemplu pe care noi îl dăm celorlalți. Profesor universitar dr. Ioan Agasiu. Am învățat că în fața instanței nu putem vorbi oricum. Pentru a avea succes vom folosi principiile retoricii juridice. Profesor universitar dr. Mărioara Petcu. Una din personalitățile acestei facultăți, făcând parte dintre oamenii care au pus bazele acestei instituții, doamna profesor universitar dr. Maria Banciu. A fost un adevărat mentor pentru noi. La dânsa, principiul cel mai important pe care ne-a recomandat să-l folosim a fost "Dacă vrei, poți". Conferențiar universitar dr. Elena Mihaela Fodor. Am descoperit. Orice problemă, am știut la cine să apelăm. Conferențiar universitar dr. Corina Buzdugan. Ne-a sfătuit neîncetat. Învățați, învățați, învățați. Să fim pregătiți oricând în viață pentru a face față oricărei situații. Căci cine are carte, are parte. Domnul conferențiar universitar dr. Paul Popovici. Mens sana in corpore sano. Minte sănătoasă într-un corp sănătos. Conferențiar universitar dr. Mihai Cucu. Și sociale, strâns legate de taina și valoarea dreptății omenești, celebrarea absolvirii nu poate să nu dobândească și semnificația unui adevărat legământ solemn, de slujitor onest și demn al justiției. Întregul univers al împlinirilor și aspirațiilor de competență și conduită morală, de stare de devoțiune pentru chipul divin al dreptății, sunt sintetizate și îmbinate într-o creație unică. Într-o duhovnicească rugăciune numită rugăciunea unui judecător. Înainte de a trece la rugăciunea unui judecător, neînțeles din cauza emoțiilor, am uitat de o doamnă profesoară foarte specială pentru mine,
doamna conferențiar universitar dr. Ioana Sasu Bolba, care ne-a învățat după excelență. Am fost Dugan să dea citire acestui jurământ al judecătorului, pentru ca noi să avem prilejul unui moment de meditație asupra îndatoririlor de jurist, ce le vom avea de îndeplinit în viitor. Rugăciunea unui judecător. Doamne, eu sunt unica ființă pe lume căreia Tu i-ai dat o părticică din atotputernicia Ta, puterea de a condamna sau a achita pe semenii mei. În fața mea, persoanele se înclină. La cuvântul meu, ele aleargă. La vorbele mele, ele ascultă. Poruncilor mele, ele se supun. La sfaturile mele, ele se împacă, se despart sau își părăsesc bunurile lor. La un semn al meu, ușile închisorilor se închid în urma condamnatului sau se deschid pentru libertate. Sentința poate schimba sărăcia în belșug și bogăția în mizerie. De hotărârea mea depinde destinul multor vieți. Înțelepți sau ignoranți, bogați sau săraci, bărbați sau femei, cei ce se vor naște, copii, tineri, nebunii și muribunzii, toți sunt supuși de la naștere până la moarte legii pe care eu o reprezint și justiției pe care eu o simbolizez. Ce grea și teribilă povară ai pus, Doamne, pe umerii mei! Ajută-mă, Doamne, ca eu să fiu vrednic de această înaltă misiune. Măreția acestui oficiu să nu mă ispitească, orgoliul sau mândria să nu mă cuprindă, tentația să nu mă atragă, onorurile să nu mă încânte și măririle de șarte să nu mă încurajeze. Pana mea să nu fie pumnal care rănește, ci săgeată care indică traiectoria legii pe drumul justiției. Verdictul meu să nu fie o anatemă dureroasă, ci un mesaj care regenerează, un cuvânt care reconfortează, lumina care clarifică, apa care spală, sămânța care încolțește, floarea care țâșnește din amărăciunea unei inimi umane. Sentința mea să poată aduce ușurare celui mâhnit și curaj celui persecutat. Ea să sece lacrimile văduvei și să înceteze plânsul orfanilor. Iar când vor trece prin fața scaunului de judecată pe care eu șed, zdrențăroșii, mizerabilii, dezmoșteniții, fără credință și fără nicio speranță în oameni, călcați în picioare, alungați, chinuiți, a căror gură se alivează, fără a avea pâine ca să mănânce, a căror față se spală cu lacrimile de durere, de umilință și de dispreț. Ajută-mă, Doamne, să aling foamea și să astâmpăr setea lor după dreptate. Ajută-mă, Doamne! Când momente din viața mea vor fi umbrite, când spin și pălămidă îmi vor răni picioarele, când răutatea oamenilor va fi mare, când flăcările urei se vor aprinde și pumnul se va ridica să lovească, când machiavelismul și înșelăciunea se vor introduce în locul binelui și vor răsturna legile rațiunii, când ispita va întuneca gândirea mea și va tulbura simțurile mele, ajută-mă, Doamne! Când mă voi frământa în nesiguranță, luminează-mi mintea. Când voi ezita să iau o hotărâre, însufletește-mă. Când voi fi descurajat, întărește-mă. Când voi cădea, ridică-mă. Și, în sfârșit, când într-o zi voi muri, atunci, ca acuzat, va trebui să apar în augusta ta față pentru ultima judecată. Privește cu milă spre mine. Pronunță, Doamne, sentința Ta. Judecă-mă ca Dumnezeu, eu am judecat ca om. Mulțumim, Doamne profesor!
milostivul Dumnezeu să-L odihnească în pace. Acum catalogul celor de la cursul de zi. Vă rog să veniți să vă luați diploma, floarea și să vă duceți în col să vă faceți o fotografie. De asemenea, rog pe colegii noștri, Anca Gioroceanu, lector universitar doctor Anca Gioroceanu și Vladimir Mătușan, lector universitar doctor, să vină să ne ajute în oficiile. Thank you.
Să vadă, nu cu capul în jos.
Domnul Socaț, felicitări pentru absolvire. Vă mulțumesc din suflet. De ce v-ați gândit să faceți facultatea de drept? M-am gândit la acest lucru de mult, m-a obsedat acest gând de a face, pentru că din toată existența mea de mic copil mi-a plăcut dreptatea, adevărul și liniștea în sânul familiei și respectarea legilor supreme, inclusiv a Constituției, pentru fiecare deopotrivă. Și acest lucru m-a determinat ca să urmez și Bunul Dumnezeu mi-a călăuzit pașii și m-a și ajutat ca să absolv A fost greu? A fost în anumite perioade, a fost greu, pentru că eu înainte am avut absență de 12 ani din viața mea, fiind un băutor fruntaș, recunosc și îmi pare rău, asta mai puțin să știe acum, dar am avut o ambiție feroce, pentru că numai astfel am putut să reușesc. Au fost și momente mai grele, dar și mai ușoare, și plăcute, și mai puțin neplăcute, din care vreau să-mi amintesc că un coleg care m-a părăsit și de care îmi pare foarte rău, Bogdan Vutkovici, nu pot să nu îmi aduc aminte. Am înțeles. Ce urmează pentru cariera juristului Socaț Iosif? Urmează o ascensiune. V-ați referit la colegul decedat? Decedat, da. Da. Pe care îl port în trupul inima și în sufletul meu. Am înțeles. Ce va face în cariera de jurist absolventul Iosif? Acum, avându-se în vedere, pentru că am și o experiență mult mai mare și mult mai vastă și în toate domeniile de activitate, aș dori ca întreaga mea activitate să-l catalizez pentru a-mi aduce un aport esențial și important pentru remontarea unității de monolit, de neclintit al poporului român, al fiecărui om, al fiecărui individ uman, al întregii omeniri, ca să se vadă că prin noi și prin munca noastră și prin recunoștința noastră față de Dumnezeu, poporul român va triumfa. Am înțeles, ca și filozofie generală de viață, dar ca și carieră personală. Nu sunt multe, nu aveți multe opțiuni. Ce personală, avocat, jurist, vreau să devin magistrat, procuror, pentru că situația actuală cere a fi să se facă multe și mari clarificări esențiale în viața publică. Îndepliniți condițiile, este dificil. Ce pași ar trebui să faceți? Primul pas este, și îmi doresc din suflet să-mi iau licența, să-mi iau examenul de licență, am să continui să mă înscriu la masterat tot la această distinsă universitate unde vreau să fiu și să rămân consacrat așa cum am început, și pe parcurs să-mi dau și doctoratul. Și de ce nu să reproduc cuvintele domnului Traian Băsescu, pe care l-am asistat acum 13 ani, cât era ministrul transporturilor, și de acolo mi-am luat această ambiție. Dânsul a spus atunci că vrea primar, a devenit primar, a spus de două ori președinte, a devenit președinte. De ce nu și eu peste 4 sau 8 ani să candidez la funcția supremă? Vă mulțumesc! Băi, ai auzit cât de întregat, mă! Istoria reală al participării mele, am uitat să spun, este chiar fiul meu, pe care textual vă spun, uitându-mă, el terminase anterior facultatea de drept și reiterând într-o zi o carte cu dreptul roman, mi-a spus așa textual: ce, tată, numai nu vrei să dai la drept? Și l-am întrebat mai în serios, mai în neserios: și ce, copile, dacă aș da, ar fi vreo crimă sau ceva, ne la locul lui? El a început să râdă, să zâmbească și mi-a spus într-un hoho de râs, zice: tată, orice cred, numai asta nu. Uite că azi este ziua în care i-am invalidat crezul, necredința, prin crez adevărat. Acum crede și el și mă și felicitat ce este alături de mine. Și totuși, cine v-a determinat mai mult să faceți dreptul? Băiatul, familia, colegii de la Revoluție, sistemul, în primarul, în președintele? În fond, eu acum opt ani și mă bucur că ați spus acest lucru. Acum 8 ani am spus, când dintr-o școală generală pe strada Oașului a fost transformat în închisoarea lui Dumnezeu și a fost prezent și domnul primar Boc Emil, fierbea strada și oamenii de acolo, atunci am specificat că sistemul este de vină. Și cred și acum, iar sistemul acesta se poate schimba.
se poate schimba prin voința noastră un anim liber. Deci veți încerca să-l schimbați. Conștiincioasă. Și pentru acesta am făcut sigur că numai pe bază legală, dar ce legalitate să fie respectată de fiecare în tot ce împarte, la fel cum prevede Constituția. E și el. L-a susținut pe prietenul Socaciosif să facă studii juridice. Când omul trebuie să susțină pe cel care merită să fie susținut. E un om luptător, deci merită susținerea. La ce va folosi viața personală lui, el a spus că prietenilor familiei? El a spus că va încerca, chiar dacă va renunța la orice remunerație din partea statului, ca să ajungă în procuratură și să lupte pentru adevăr și dreptate. Deschideți telefonul. Care m-a capacitat râzând că nu voi face eu facultate. Cum a ajuns tatăl nostru să facă facultatea de drept? Unei părere. Era la mine. A fost greu? Da, nu. Era la mine acasă și au găsit o carte de drept. Și de la cartea aceea da. L-ați ajutat, l-ați sprijinit. Cum? Totuși, 4 ani nu ușor. Nu oricine poate să facă studii juridice. Cum a fost tânărul absolvent Iosif Socaci în facultate? Ce-am mai putea spune de tine? Rezultate? Sunt conștiincios. Este obișnuit un student la această vârstă? Nu, da, care e problema? Încurajați un asemenea... Iosif Socaci. Păi da, lăsați să vă spun eu, că am fost cu lecutatea la această facultate. Eram ca lecutatea meu, n-am o poză aici să vă arăt, că arată mai bine decât mine, da? Bine amintiți în 2002 când am deschis centrul de trenament la mie viteaz, nu știu dacă m-am făcut. Și m-a întrebat lumea, adică lumea, profesorul, cine răspunde prin noastră sau fratele? Era vorba de domnul protecan. Dar la orice vârstă, să știți, la orice vârstă, drept e bine să știi. Când divorțezi, să știi ce drepturi ai, când te căsătorești, când cumperi, când vin ceva, îți folosești în viață. Iar domnul Socat, să știți că este un model de conștiinciozitate. A venit la fiecare oră, este de admirat și este de dat exemplu pentru mulți tineri. Bun, acum nu este oare cumva natural, te aștepți ca după studii să urmeze o carieră îndelungată? Băi, nu la fel să mai întâi practici, pe urmă filozofezi. Poate că de asta e filozofia de viață. Înțeles, deci ați mai întâlnit multe persoane în afară de... Da, am mai întâlnit un caz în care mama își pregătea fica pentru medicină, era asistent, a dat de 7 ori și până la urmă a intrat mama și fica a rămas acasă. Medicină, bun. La drept? Da. Cum l-ați văzut pe... La drept, surori, frați, pe studentul fiul, n-am Iosif, mai fost cum a student silitor, ambițios, da. Și un model pentru restul studenților, pentru că la vârsta lui are atât ambiție necesară să studieze și să termine o facultate care nu este ușoară. Facultatea de nu este tocmai o facultate ce ușoară. Ce bănuiți că va urma în cariera lui? Ce va urma? Asta nu mai pot să vă spună. A, bine, dar nu încercați să-i îndrumați pe studenți spre... Nu sunt multe opțiuni, nu? Ce poți? N-am discutat. Jurist, avocat, magistrat, ce? Probabil că avocat, probabil din că se îndrează pe o care, dar nu știu, n-am discutat. Poate mediator. Din nou din sunteți colegă, ați fost colegă cu domnul Socaciosi, da. Cum l-ați văzut ca și coleg? Foarte ok, foarte treabă. Și coleg și cel mai prezent la cursuri și la cursurile la care nu trebuia să fie prezent, era prezent. Da, bun, conștiinciozitate, bun, dar altfel, vă ajutați, cine pe cine? Da, normal, da, între colegi, nu conta diferența de vârstă. Pare normal să fie... Ați recomandat și altor persoane să înceapă așa târziu studiile superioare? Dacă ei simt, da. Să nu uiți să mă chem la mult. Da. Am uitat să fac... Niciodată nu e prea târziu pentru nimic, dacă vreți să faci cu adevărat. N-au fost conflicte între colegi, cadre didactice, datorită, nu știu, vârstei, concepțiilor, a principiilor? Poate câteodată, între profesori, că erau discuții, dar doar discuții și s-au terminat cu bine. Fotograful.
bine acolo, tată, trece în strada.